Frații tăi au fost eliberați de magistrații Curții de Apel București. Judecătorii au decis că aceștia nu vor fi extradați în Marea Britanie decât după ce își închid problemele cu justiția din România. Iar până atunci nu au voie să părăsească țara. Cei doi au fost reținuți astăzi dimineață după ce autoritățile britanice au cerut extrădarea lor pentru acuzațiile de viol și agresiune sexuală. Femeile care i-au acuzat de viol pe cei doi i-au alertat pe polițiștii englezi după ce ar fi aflat că frații Tate ar vrea să fugă din România și să li se piardă urma. Frații Tate, care au dublă cetățenie britanică și americană, au fost reținuți în baza unor mandate de arestare emise de poliția din Regatul Unit și executate de polițiștii români. Avocații care reprezintă patru femei care l-au acuzat pe Andrew Tate de viol și agresiune sexuală au luat recent legătura cu polițiștii britanici după ce au aflat despre aparentele planuri ale acestuia de a fugi din România. Poliția română a luat apoi cu asalt vila fraților de lângă București. Duși în fața magistraților, frații Tate au susținut că nu au de ce să fie extrădați pentru că vor să-și spele imaginea în România, unde sunt acuzați pe nedrept. Nu sunt de acord să fiu predat autorităților britanice. Doresc să rămân în România și să-mi spăl reputația. Nu înțeleg acuzațiile pe care Marea Britanie mi le-a adus în cauza în care a fost emis mandatul de arestare. Nu am comis nicio infracțiune în viața mea, a susținut Tristan Tate în fața magistraților care au judecat cererea de extrădare trimisă de autoritățile britanice. Iar Andrew Tate a afirmat că acuzațiile venite din Marea Britanie sunt prea vechi și prea vagi. Nu sunt de acord pentru că acuzațiile sunt prea vechi, de peste 10 ani. Nu există dată, locație sau numele persoanelor care sunt legate de această acuzație. Sunt acuzat și aici, în România, pe fals și este important pentru mine să dovedesc lumii că sunt nevinovat. Pot să identific că una dintre acuzațiile dintre acele fapte este identică cu una dintre acuzațiile pentru care sunt judecat și în România, a declarat Andrew Tate. Și au avut câștig de cauză. Andrew și Tristan Tate rămân sub control judiciar, iar extrădarea va fi posibilă abia după ce li se finalizează problemele penale de aici din România. La momentul la care autoritățile străine emit un astfel de mandat de arestare, descrierea faptelor este mai mult decât sumară, mai mult decât lacunară, întrucât autoritățile române, la analizarea acestor condiții, îndeplinirii acestor condiții, urmează să aibă în vedere anumite chestiuni obligatorii prin care se refuză punerea în executare a unui astfel de mandat sau facultative, fapt pentru care autoritățile române nu intră a analiza în profunzime acuzațiile și nici autoritățile străine nu le descriu. Dacă vor fi declarați nevinovați, atunci mandatul european de arestare va fi pus în executare odată cu finalul procesului, iar dacă instanțele de la București vor stabili vinovăția celor doi, mandatul va fi pus în aplicare după ce își vor ispăși pedeapsa din România. În iunie 2023, Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și viol în formă continuată. Și discutăm acum cu domnul Ioan Gliga, unul dintre avocații fraților Tate. Bună seara! Bună seara! Ce se întâmplă mai departe? Poate fi contestată decizia de astăzi de către cei din Marea Britanie sau este definitivă? Cei din Marea Britanie nu pot să conteste această decizie. Ar fi putut eventual să conteste apărarea sau acuzarea, decizia pronunțată, însă noi nu considerăm necesar să contestăm această hotărâre și nici parchetul nu cred că va face acest lucru, având în vedere că până la urmă hotărârea instanței este conformă cu ceea ce propune ședința și solicitat în ședința de judecată de astăzi. Ce se întâmplă mai departe cu cei doi? Cei doi rămân exact în aceeași situație în care erau și până ieri, respectiv, deocamdată sub controlul judiciar pe care trebuie să-l respecte în cadrul dosarului în care sunt deja trimiși în judecată. Tot ce înseamnă proceduri judiciare aferente acestui mandat european de arestare emis de autoritățile judiciare britanice, se amână pentru după momentul în care se va fi soluționat definitiv cauza din România în care ei sunt în prezent stare de judecată. Și în cazul în care ar rămâne aici în țară și ar exista o pedeapsă, nu știm, evident, dacă se întâmplă acest lucru, ar rămâne aici, ar trebui să îi spășească această pedeapsă sau ar trebui să meargă în Marea Britanie și să fie judecat și acolo? Ce se întâmplă în astfel de cazuri? Poziția instanței este foarte clară că în situația în care s-ar ajunge la vreo soluție de condamnare în dosarele din România,
predarea lor să se facă abia după ce inclusiv pedeapsa respectivă ar fi finalizată, ar fi executată. Dar, mă rog, ei beneficiază, nu-i așa, de o prezumție de nevinovăție. Deocamdată suntem în faza de cameră preliminară în dosarul respectiv. Procedurile judiciare în dosarul în care ei în prezent sunt trimiși în judecată estimez că vor dura cel puțin 3 ani de acum încolo, dacă nu chiar mai. Și acea informație cum că ar fi vrut să fugă din țară, de unde a apărut? Că, practic, acesta a fost motivul pentru care au venit azi mascații la ei. Este absolut o dezvoltare grosoară, pentru că în moment nu s-a pus problema ca ei să nu respectă măsurile controlului judiciar pe care l-au de respectat din august anul trecut și până acum de altfel. Dacă ar fi existat vreo tendință a acestora de a se sustrage vreo unor măsuri, cu siguranță ar fi intervenit autoritățile judiciare din România. Dacă ar fi existat vreo minimă intenție în acest sens, cu siguranță soluția instanței de astăzi ar fi fost alta decât cea pe care ați prezentat. Mulțumesc pentru aceste precizări. Ion Gliga a fost în legătură telefonică directă cu noi. Mergem mai departe.